Bună ziua, dragi telespectatori ai emisiunii Artvest. În ediția de azi avem ca invitată o doamnă care se ocupă de astrologie, de ezoterie. Este instructor de Qigong și Tai Chuan, dar cel mai important lucru din viața sa, cred, este pelerinajul de la Camino Santiago del Compostela. Haideți să o cunoaștem mai de aproape pe doamna Ramona Venturini. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că m-ați invitat! Mă bucur de prezența dumneavoastră în studioul BHLA TV. Doamna Venturini, aveți o lume interesantă, ciudată. Vorbiți-ne puțin despre origine dumneavoastră. Haideți să spunem că numele meu de Venturini atestă rădăcinile mele italiene. Străbunicul meu este de la Padova. Bunicul meu este jumătate italian, jumătate ungur, iar acest bunic Venturini Giuseppe se numea, s-a îndrăgostit de o doamnă, Margareta Porceler, care era etnic german. Acesta este linia tatălui meu, iar mama mea este din Galați, este româncă. Ca să spun așa, sunt o corcitură veritabilă de neamț cu ungur, cu italian și cu român. Dar pentru cei care trăiesc pe graniță, în această zonă vestică a țării, astfel de cazuri sunt foarte comune. Deci nu este nimic extraordinar. Poate numai rezonanța numelui este mai specială. Cum simțiți? Sunteți neamț, italian, român sau puțin ungur? Datorită faptului că în familia mea aproape fiecare membru vorbea o altă limbă, aș putea să spun că nu am o apartenență, nu am un sentiment național de. Și tocmai de aceea, când am fost pe Camino de Santiago, acolo am avut pentru prima dată în viața mea sentimentul de acasă. Fiindcă acolo exact asta se întâmplă. Sentimentul de apartenență la ceva dispare și omul devine om. Omul devine om liber și această libertate de a nu fi într-un șablon, într-un tipar, este extraordinară. Haideți să mai discutăm puțin despre ce ați studiat înainte de a ajunge la Camino Santiago del Compostela. Ați terminat un profil tehnic la Facultatea de Politehnică. Ați profesat ca inginer? Niciodată. Acum, ca foarte mulți oameni, când mergem la o facultate, nu avem, din păcate, o imagine clară ce înseamnă acea facultate. Abia după ce am dat la Facultatea de Chimie, mi-am dat seama că mie îmi plăcea foarte mult chimia, dar că imaginea de a sta într-o fabrică, într-o uzină și de a produce ceva nu era pentru mine. Așa că deja în anul 2 de facultate am început să predau. Am predat chimie și fizică la o școală cu limbă de predare germană. Și am făcut asta timp de 7 ani. Dacă mă uit la CV-ul dumneavoastră, din CV reiese că nu prea aveți de a face cu tehnologia chimică organică, dacă nu mă înșel. Nu. De ce ați ales totuși profilul acesta? Aș putea să spun că deja din școală chimia mi s-a părut foarte interesantă, mi-a plăcut foarte mult, a fost o materie cu care am rezonat foarte bine, dar și chimia organică mai mult decât chimia anorganică. Acum, pentru foarte mulți oameni mă întreabă, chiar ți-a plăcut chimia? Și eu spun, da, chiar mi-a plăcut chimia. Poate că mi-am imaginat așa că în facultatea de chimie o să facem foarte multe experimente, că o să lucrăm foarte mult în laborator. Din păcate, lucrurile n-au stat chiar așa cum mi-am imaginat, dar în ziua de astăzi pot să spun că mă bucur că am studiat chimia, fiindcă într-un fel sau altul, chiar și lucruri pe care nu le folosim în contextul în care credem, în viață totul ne ajută și totul are un sens sau un scop mai subtil decât credem la început. După cum deduc pe dumneavoastră, după câteva întrebări și răspunsuri, aveți de a face mai mult cu oameni, cu suflet, cu credință, și căile spre aceste lucruri esențiale care ne dirigează. De ce nu ați încercat o facultate care are de a face cu aceste lucruri? Când am dat la facultate, era înainte de Revoluție, ca să spunem așa, și ceea ce eu mi-aș fi dorit cu adevărat ar fi fost psihologie. Și psihologie atunci nu era. Era interzisă, da. 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 Așa că ar fi trebuit să fac medicină. Am dat un an la medicină și mi-am dat seama că nu vreau să fac medicină și m-am reorientat. Și ceea ce
a părut cel mai util sau cel mai normal în momentul acela a fost chimia. Deci a fost o alegere de circumstanță, dar totodată sunt convinsă că a fost alegerea corectă pentru mine în acel moment. Ulterior, nu ați vrut să mai faceți, știu eu, psihologia sau teologia? Consider că dacă cineva dorește să studieze, în acest moment sunt așa de multe informații pe piață, încât nici nu putem să spunem că dacă cineva dorește să studieze, ar trebui neapărat să facă o facultate. Și la un moment dat, facultatea mea, ceea ce simt eu, a doua facultate a fost Camino de Santiago. A fost o școală extraordinară în care am învățat despre oameni, despre mine, în care am învățat despre Dumnezeu, lucruri pe care cred că în nicio facultate și nicio școală terestră nu aș fi putut să învăț. Am ajuns la Camino Santiago del Compostela, am ajuns aici în Dumbrăvița. În România nu prea a fost și este promovat acest pelerinaj. De ce? În primul rând este un loc necunoscut. Deși suntem creștini, foarte puțini oameni știu că în Santiago de Compostela este înmormântat Apostolul Iacob. Da? Deci, pare ciudat că suntem niște creștini care, ca și cum vrem să știm numai o bucățică din creștinătate, restul nu ne interesează. În Europa, Santiago de Compostela a devenit chiar o modă. Pot să spun că în Germania, dacă un om nu știe dacă să se căsărească sau nu, dacă să facă un copil sau nu, sau chiar și un student care nu știe să mă angajez acolo sau acolo, imaginea este, ups, la Santiago de Compostela îți iei 40 de zile liber, mergi pe jos 1000 de kilometri sau 500 sau cât ai timp și acolo te clarifici tu cu tine. În România, oamenii încă mai au senzația că un pelerinaj înseamnă neapărat să te duci undeva. Și în locul ăla să se întâmple ceva. Pe când Santiago de Compostela și Camino de Santiago este drumul care se face pe jos. Și pentru foarte mulți oameni întreabă, dar pe jos? Dar cum să te duci pe jos? Și aici important este drumul și ce se schimbă în tine și ce se petrece cu pelerinul mergând acest drum și nu doar faptul că ajunge la Santiago de Compostela. De câte ore ați fost până acum? Am fost de 6 ori, nu pentru că mi-aș fi planificat eu să merg de 6 ori, ci pentru că a fost o chemare la care n-am putut să fac față altfel, nu am putut să rezist acestei chemări. Pot să spun că primul drum pe care l-am făcut, nu am știut foarte clar nimic despre Santiago de Compostela și începusem să visez noaptea că sunt acolo și era ceva în mine care știam că trebuie să mă duc, nu o să am liniște, nu pot să scap de chestia asta până când nu mă duc. Și nu știam exact, undeva în Spania se întâmplă ceva și abia după aceea am fost în Germania, mi-am luat un ghid, adică o carte cu hărți, cu refugii și am aflat, aha, e de acolo până acolo, bun, 900 de kilometri, se merge, sunt refugii, bine. Și am zis, ok, o să merg și eu. Foarte mult ați promovat acest pelerinaj. Anul acesta, cât s-au dus din Timișoara? Nu pot să spun exact, dar știu că în ultimul timp numărul pelerinilor din România a crescut. În anul 2000 la Santiago de Compostela în statistici nu figura niciun român și când am fost prima dată în 2006 au fost situații în care ajungeam la un refugiu și când cineva auzea că sunt din România venea preotul să dea mâna cu mine și spunea, wow, au venit și românii aici. Deci era un eveniment. În 2010, în statistici, la Santiago de Compostela au ajuns 240 de români. Ceea ce este, adică, e bine, e bine. Da. Comparativ cu Germania, care din Germania au fost 14.000 de pelerini sau din Franța, nu știu, da? Dar e bine să înțelegem că există o deschidere și această deschidere are loc pe măsura ce oamenii merg și după aceea ei povestesc și spun, s-au întâmplat niște lucruri într-adevăr remarcabile, într-adevăr omul se schimbă mergând pe acest drum. Chiar și faptul că timp de o lună renunțăm la mașină,
renunțăm la confortul de a sta în locuința noastră unde încuiem și suntem în siguranță. Deci chiar și renunțarea la ceva ne aduce altceva și ne îmbogățește sufletul. Și ceea ce noi am uitat cumva este că și sufletul nostru are nevoie de hrană. Noi suntem foarte preocupați de ce mâncăm sau unde stăm, câte camere avem, avem faianța aia sau avem altă faianță sau mașina noastră, nu știu câți cai putere are. Are 3 ani sau da. 5 ani sau mă rog. Așa? Dar nu mai suntem preocupați, dar sufletul meu își primește hrana pe care, de care are nevoie. Și asta se întâmplă pe Camino. Deodată îți dai seama că ai trăit foarte mult și nu te-ai preocupat de un domeniu al vieții care este foarte important. Spuneți-ne, care este diferența de a merge în Ierusalim, Roma sau Camino Santiago de Compostela? Nu pot să vă spun care este diferența, pentru că eu am fost doar la Santiago de Compostela. Una ați amintit, mersul pe jos. Da. Mersul pe jos este o diferență, dar eu cred că fiecare om are o rezonanță cu un anumit loc. Și dacă în România oamenii știu despre locurile mai cunoscute, eu am promovat Santiago de Compostela tocmai pentru că este necunoscut. Și de aceea am ținut conferințe, am făcut expoziție de poze, am făcut diferite lucruri ca să afle oamenii. Și după aceea ei să se întrebe, vreau să merg și eu acolo sau nu? Pentru că despre Roma oamenii știu, despre Ierusalem oamenii știu. Zidul atunci, plângerii, da, toată lumea da, se înghesuie acolo. Să știe și despre Santiago de Compostela și să zică, măi, vreau să merg acolo sau nu? Și să aleagă. La noi în țară, unde ați fost la pelerinaj? Pot să spun că am fost la Rohia. A fost un loc foarte special tot pentru pe mine. Tot pe jos? Nu, pe jos. Pe jos am fost doar cei 5 km din sat până sus. Și am fost la mormântul, aș spune, Sfântului Arsenie Boca, care și acolo în munții Retezat este un loc foarte special. Cred că fiecare om are anumite locuri cu care rezonează. Bineînțeles, am fost și la Miercurea Ciuc, la Șumuleu. Îmi place foarte mult și ce se întâmplă la Radna. Da. Dar cred că din când în când avem nevoie să ieșim așa într-un loc mai îndepărtat. Drumul către mormântul apostolului Iacob, ce însemnătate are acest pelerinaj? Are însemnătatea pe care o dă fiecare om. Un pelerinaj, odată, cel mai important lucru este că un pelerinaj ne apropie de Dumnezeu. Într-o lume care aparent l-a pierdut pe Dumnezeu. Și atunci pelerinajul este ca și cum îmi aduc aminte că deasupra mea este o altă forță. Și această forță este o forță a iubirii, a acceptării și a iertării. Și din când în când e bine să-mi aduc aminte de această forță ca să-mi dau seama că astea ar trebui să fie idealul vieții noastre de oameni, să fim mai iubitori, să fim mai blânzi, să avem mai multă generozitate, acceptare și așa mai departe. Un pelerinaj are și acel sens de a ne vindeca, de a ne vindeca de gravă, de superficialitate, de a ne vindeca de lucruri pe care le-am acceptat fără să fim conștienți. Cum ați simțit după prima oară când v-ați întors? Prima oară când m-am întors, mi-a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că eram cu sufletul deschis, cu inima deschisă, mergeam pe stradă și zâmbeam la oameni și oamenii se speriau de mine. Ce? Și mi-am dat seama, ups, trebuie să-mi închid iară sufletul și sufletul meu nu vrea să se închidă. Să pun o mască sau da. Ceva de genul și, acesta. A fost situația asta că mi-a fost greu să mă readaptez la viața normală. La viața da. Zilele cotidiene exact. De care la, aveam parte. La oamenii care construiesc ziduri în jurul lor pentru că le este frică să se deschidă. Mi-a fost greu la început. Și după aceea am înțeles că, ok, hai să îmi adaptez acum să învăț să nu-i mai sperii pe oameni, dar să rămân totuși cu sufletul deschis. A fost o perioadă dificilă. După aceea am înțeles că deja când eram pe Camino de Santiago, mă pregăteam pentru a veni acasă.
că deseori pe Camino oamenii sunt foarte fericiți și când se întorc apare un șoc. Și deseori le spun pelerinilor care se pregătesc să plece, ce se întâmplă acolo este ușor. Când ne întoarcem, atunci este greu. Descrieți puțin istoricul locației. Camino de Santiago se află în Spania, dacă din păcate mulți nu știu nici asta, și Santiago de Compostela este în colțul de nord-vest a Spaniei, este în Galicia. Galicia este zona cea mai săracă a Spaniei. Și când se ajunge în Galicia, nici măcar nu prea se mai vorbește spaniolă, se vorbește galego, asta este un dialect celt foarte vechi și într-un mod interesant seamănă mai mult cu portugheza, nu se știe de fapt cu ce seamănă. Și în Santiago de Compostela se presupune că este înmormântat Apostolul Iacob. Nimeni, se presupune. Da, nimeni nu știe cu adevărat dacă acolo este, pentru că în anul 830 a fost descoperit un mormânt. Santiago de Compostela vine de la faptul că un cioban era pe câmp și a văzut niște stele care se mișcau pe câmp. Da? Deci Santiago de Compostela, Sfântul Iacob de la câmpul cu steaua, Compostela. Și s-a descoperit un mormânt care acolo era un corp decapitat și se presupune că este al Apostolului Iacob. Da? Deci totul este o mare presupunere, dar în mod miraculos în acel loc au început să apară minuni și este interesant că fie acolo într-adevăr este un sfânt, fie acolo este credința oamenilor, dar acel loc acum are într-adevăr o încărcătură specială. Din ce secol au apropiat oamenii de acest loc? Deja în anul 830 oamenii au început să facă pelerinaj către acel loc și un maxim al pelerinajului a fost în secolul 11-13. Atunci, în fiecare zi la Santiago de Compostela ajungeau cam în jur de 1000 de oameni, dar ar fi bine să înțelegem că în secolele alea, traversarea Europei era o aventură incredibilă. Europa era bântuită de războaie religioase, de foamete, de boli și se știe că în perioada aceea, cei care făceau pelerinajul, 80% nu se mai întorceau. Da? Deci erau, fie mureau pe drum, fie ajungeau undeva și nu se mai întorceau. Deci pelerinajul era făcut pe viață și pe moarte. Da? Dar poate că era mai interesant așa. De interesant, în mod sigur că era mai interesant. Dar și în zilele noastre, statisticile arată că aproximativ 25% din pelerini nu ajung. Abandonează. Acum, ofizilele noastre cu refugii și cu toate facilitățile pe care noi le cunoaștem, dar acest drum este totuși dificil. Are un grad de periculozitate așa mediu, dar datorită lungimii sale, efortul este foarte mare și sunt oameni care se accidentează, care picioarele sunt foarte solicitate, deci o luxație e de ajuns. Da. Oameni care pur și simplu își fracturează ceva sau am văzut, drumul se face și cu bicicleta, am văzut bicicliști foarte rău accidentați. Da? Bicicliștii se accidentează cel mai greu, cel mai periculos la coborâre. Da? Bicicleta merge în jos. Omul mai pune o frână da, și gata. Și se întâmplă. Dar evident, este mult mai ușor de a merge cu bicicleta sau pe jos. Dar are aceeași valoare? N-am de unde să știu pentru că n-am mers cu bicicleta. Dar am văzut că și oamenii care merg cu bicicleta înseamnă că ăsta e ritmul lor. Camino este considerat că este Camino, dacă cineva face ultimii 100 de kilometri pe jos, dacă face ultimii 200 de kilometri cu bicicleta sau ultimii 200 de kilometri cu calul, că sunt oameni care fac Camino și cu calul. Mie cea mai dificilă variantă mi se pare cea cu calul.
pentru că n-ai grijă de tine, ci ai grijă și de cal. Da. Acel cal trebuie să primească de mâncare, trebuie îngrijit, trebuie să stea undeva peste noapte. Am auzit povești de oameni care au făcut, că am întâlnit oameni care au călăreți care erau pe Camino și au zis că e foarte dificil, dar numai așa când vezi un om călare pe cal, băi, e ceva extraordinar. Ați văzut și oameni care erau în cărucioare? Da. Sunt? Da, da. Acești oameni sunt extraordinari. Se știe că în fiecare an ajung 20-30 de oameni care fac acest drum în cărucior cu rotile. Cum îl fac, pentru mine este un mister și ei sunt adevărații eroi sau supereroi ai acestui drum. Pot să spun că am văzut într-un an o doamnă care avea o hemipareză, deci era paralizată pe o parte și făcea 5-6 km pe zi. Și de câte ori o vedeam, aveam senzația că acum se prăbușește, dar ea așa, într-un ritm foarte lent, făcea acest drum. Deci Camino nu este pentru cei foarte sănătoși, Camino nu este pentru cei extraordinar de sportivi, este pentru omul de rând, pentru oricine. Doamna Ramona, haideți să rog pe colegii mei să-și difuzeze imaginile pe care le-am ales și să vă rog să o comentați cum decurg imaginile pe ecran. Aici vedem pașaportul de pelerin. Acest pașaport se primește în orice biserică sau în refugiu. Pentru cei care încep în Pirinei, pașaportul se primește în Saint-Jean-Pied-de-Port. Acolo chiar este un oficiu special pentru pelerini și ești primit, se completează un formular. Deci acest pașaport este biletul de intrare în refugii. Refugiile sunt locurile special amenajate pentru a dormi peste noapte și un refugiu înseamnă... Vedem pașaportul, da? Și vedem și ștampilele. Când se intră în refugiu, imediat se primește o ștampilă. Această ștampilă te arată că ești pelerin autentic. Și deseori s-a întâmplat ca cineva la un refugiu să se uite și să vadă, hopala, tu ai venit cu autobuzul, că uneori se vede că refugiul de dinainte este cu 60 de kilometri. Dar sunt și trișori? Sunt și trișori. Camino este viața de zi cu zi. Tot ce este în viața noastră se întâlnește și pe Camino. Să nu ne imaginăm că pe Camino merg numai sfinții. Dar e destul de absurd. Merg la un pelerinaj și trișez. Dar nu este absurd. Tocmai asta este. Oamenii își imaginează că pe Camino de Santiago merg numai oamenii foarte... nu știu, foarte sfinți sau merg și cineva mă întreba și ce faci, te rogi non-stop? Nu este așa, este exact cum este viața. Vezi și oameni care se roagă, vezi și oameni care merg la slujbă. Ce vedem acum? Aici vedem primul drum când am mers și am trecut prin Franța. Franța a fost, ca să zic așa, ca și manifestare, extraordinar de frumoasă, dar putem să spunem că Spania este patria acestui pelerinaj. În Franța mi s-a întâmplat să fiu pelerin și să mi se spună, ah, plătește și hai, mergi repede mai departe, pe când în Spania, dacă ești pelerin, ești tratat ca și cum ești sacru și ai o cu totul altă aură. Omul are un alt statut? Da, da. Omul este respectat ca și cum în Spania ți se recunoaște efortul. Da, tu vii de undeva, nu știm de unde, și îți recunoaștem efortul că vii. Aici vedem Saint-Jean-Pied-de-Port. Este exact la poalele Pirineilor. Foarte mulți pelerini încep de aici. Saint-Jean-Pied-de-Port este capitala Navarei de Jos. Este un oraș turistic, un orășel turistic și este un orășel din Țara Baștilor. Țara Baștilor este ceva incredibil. Când am mers prin Țara Baștilor, foarte des baștii vorbesc în limba bască și pe ei nu interesează. Ei, dacă îi întreb ceva, deseori îți răspund în bască, da? De parcă ar trebui să știi. Și aici vedem dimineața se pornește. Dimineața se pornește la 6 dimineața. Deci pelerinul este în picioare la 6 dimineața și urcă Pirineii.
Urcarea Pirineilor este un efort destul de mare și, în mod interesant, cea mai dificilă parte este coborârea, fiindcă solicită foarte mult articulația, mai ales articulația genunchilor. Să nu uităm că avem un rucsac în spate și această trecere a Pirineilor nu se poate face decât într-o bucată, pentru că nu sunt refugii sus în Pirinei. Și atunci, prima trecere a Pirineilor cu 30 de kilometri într-o singură zi, pentru unii este un efort foarte mare. Și atunci unii aleg să plece din prima stație după Pirinei, din Roncesvalles. Aici vedem o statuie cu Fecioara Maria. Mulți lasă aici poze sau bilețele. Este interesant că unii oameni fac Camino nu pentru ei, ci fac Camino pentru un om care suferă de o boală sau pentru un om care are o problemă sau pentru o persoană din familie care are o dificultate în a face un anumit lucru. Traversarea Pirineilor pentru noi a fost ușoară, pentru că am avut o vreme superbă, se vede foarte frumoasă vremea, dar am auzit că alții au prins traversarea Pirineilor cu furtună, cu ceață. Da? Deci există și varianta asta. Da, varianta B care e mai nasoală. Da. Acum se spune că fiecare pe Camino are vremea pe care o merită. Acum, am avut și vreme bună și vreme rea, dar în Pirinei a fost minunat. Aceasta este fântâna lui Roland. Fântâna lui Roland este locul în care cavalerul Roland a trecut să se bată cu maurii și el a fost un luptător al lui Carl cel Mare. Toată acea zonă este împregnată de istorie, de faptul că acolo au fost maurii, de lupta creștinilor cu mauri. Deci, practic, sunt foarte multe legende și fiecare loc are legenda sa. Și ca și cum fiecare loc are ceva sacru. Toate legendele astea sunt încă vii. Aici vedem un refugiu. Refugiul la poalele Pirineilor, 180 de paturi într-o singură încăpere și, într-un mod foarte interesant, nimeni nu vorbește tare, nimeni nu vorbește la celular, toată lumea merge în vârful picioarelor fără ca cineva să stea să facă ordine. Există un respect foarte mare al oamenilor pentru alți oameni. Doamna Ramona, haideți să întrerupem puțin discuția noastră, facem o mică pauză, după care vom continua discuția în studio. Sigur că da. Ne-am întors în studio. Doamna Ramona, spuneți-ne, care a fost motivația principală când v-ați dus prima oară? N-am avut o motivație așa, mă duc pentru ceva, fiindcă eu credeam că viața mea este foarte în regulă. Credeam. Așa ați crezut? Da, da. Eu credeam că am rezolvat toate problemele, mie mi se părea că totul este în regulă. Și prima dată am mers pentru că am simțit, visam, da? Deci era ceva inexplicabil și drumul mă chema. Și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că am foarte multe probleme nerezolvate. În primul rând, mi-am dat seama că, ca și foarte mulți alți oameni, aveam o părere bună despre mine și Camino mi-a arătat o oglindă. Și m-am uitat în oglinda asta și nu mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Am văzut toate urțenile din sufletul meu și toate frumusețea din sufletul meu. Și până atunci nu știam nici nimic despre frumos, dar nici nimic despre urât. Era așa o viață călduță și bunicică, dar nu era reală. Era imaginea, era masca. Era masca pe care eu mi-o construisem. Și într-un fel mi-am dat seama că fiecare ne-am construit o mască care ne-a fost dată din familie, ne-a fost dată de societate, ne-a fost dată de fricile noastre și noi ne-am făcut așa o zonă de confort și stăm în zona aia de confort. Și Camino înseamnă să ieși din zona de confort și deodată să vezi, masca a căzut și să vezi cine ești tu cu adevărat. Și pe Camino am cunoscut cele mai frumoase părți ale sufletului meu, dar și cele mai întunecate abisuri din mine. Și le-am cunoscut și prin asta o mare parte din fricile mele s-au rezolvat. Fiindcă frica înseamnă dependență, frica înseamnă să n-ai curaj să te uiți la tine. Și dacă nu te accepți pe tine, înseamnă că nu-i accepți nici pe ceilalți. Ați povestit mai înainte de greutatea când v-ați întors prima oară în Timișoara. După aceea ați fost în fiecare an de 6 ani la rând.
timp de 6 ani la rând. Cum a evoluat partea asta spirituală a sufletului? Aș putea să spun, noi suntem ca o ceapă și sufletul nostru are mai multe foi. Și ce am perceput eu, că la început a fost doar o lecție de sinceritate pentru mine, să mă cunosc și să aflu cine sunt și să accept că am părți întunecate și să mă împac cu ele. În anii următori au fost lecții mult mai subtile. A fost, aș putea să spun, în al doilea an a fost întâlnirea mea cu dependențele mele și cu imaginea dacă pot să fac ceva singură sau nu. În al treilea an a fost primul an când am fost singură de la început până la sfârșit și am știut dintotdeauna că odată va trebui să plec singură la drum și aș putea să spun că a fost un camino care mi-a arătat că într-adevăr noi ca oameni avem posibilități nelimitate. În anii următori am avut diferite alte lecții. Au fost și ani în care ca lecția a fost să întâlnesc moartea și să îmi dau seama că moartea nu este nici pe departe ceea ce ne imaginăm noi. Au fost și ani în care am avut lecția răbdării și tot Camino, a fost Camino cu Portugalia, Camino portughez, și pe tot Camino portughez numai răbdare mi s-a spus, mergi mai încet, mai stai, oprește-te. Sau vroiam să plec dintr-un refugiu și ușa era încuiată pentru că se pleca numai la ora 8 dimineața. Sau fel de fel de situații. Fiecare Camino a fost o anumită lecție principală cu multe, multe alte lecții mărunte pe lângă. Și ceea ce pentru mulți dintre noi este greu să înțelegem este că aici, în viața noastră de zi cu zi, noi facem o alegere și nu știm care e consecința acestei alegeri, pentru că suntem în zona noastră de confort și de siguranță. Pe Camino tu ești expus la tot. Dacă astăzi ai decis ceva, mâine o să ai imediat consecința acelui lucru. Dacă ai fost leneș, de seară nu o să mai prinzi loc în refugiu. Sau dacă cu o seară înainte ai băut un pic prea mult, și mi s-a întâmplat și mie odată, am sărbătorit noi ceva acolo pe Camino, a doua zi mi s-a părut că am un rucsac de 100 de kilo și era groaznic să merg. Da? Deci devenim foarte conștienți de consecințele alegerilor noastre. Ceea ce aici, în zona noastră de confort, noi nu suntem conștienți. Am ales ceva? Am încuiat ușa sau n-am încuiat ușa? Am închis focul la aragaz? Nu știu, că gândul era în altă parte. Pe când pe Camino tu nu poți să te gândești în altă parte. Că dacă te-ai gândit în altă parte, te-ai rătăcit sau ai picat într-o groapă sau nu știu ce ți s-a întâmplat. Deci nu ne concentrăm la ce facem? Cam asta vreți să spuneți, da? Nu trăim în prezent. Trăim în trecut, în viitor, avem gânduri, uneori... Eu sunt biciclistă, de exemplu, și acum în Timișoara sunt pistele astea de biciclete. Și vine cineva în fața mea pe pista de bicicletă și încep să zic, alo, pardon, pardon, și omul nici nu mă aude și nici nu mă vede. Pentru că merge așa și îl vezi. Merge încuiat așa. Nu, merge în gândul său și zice, oare de ce mi-a făcut șeful ăla? Dar oare de ce mi-a zis? Nu e prezent, nu este aici, acum. Ați fost de 6 ori până acum. Dacă ați trage o linie, sunteți mai mulțumită, mai așezată, mai echilibrată? Sunt mai sinceră. Și cred că ăsta este marele meu câștig. Pe Camino nu devii un sfânt. Nu ți se nasc capacități, nu te întorci și vindeci pe alți oameni, nu devii un guru, nu. Dar devii mai sincer. Și te cunoști pe tine mai mult sau mai bine sau... Fără frică, accepti ceea ce este și parcă ești mai dispus să-i accepti pe alți oameni, fiindcă ai înțeles niște lucruri și nu mai vrei ca lucrurile să fie altfel. Accepti că lucrurile sunt așa cum sunt. Se deschide mai mult sufletul? Da, da. Se deschide sufletul și capacitatea noastră de a asculta pe oameni, fiindcă asta pare ciudat pe Camino. Te întâlnești cu oameni care nici nu vorbesc. De exemplu, am întâlnit un bătrânel din Argentina și povesteam cu el, dar mă gândeam în ce limbă am vorbit cu el, nu știu. Da? Și aici, ci că toți vorbim aceeași limbă, dar nu ne mai uităm unii în ochii celuilalt, nu mai avem timp să-l ascultăm pe celălalt, să vedem ce simt eu față de omul ăla. Și asta este ceea ce regăsim pe Camino. Omul ălalalt devine fratele și sora ta.
Aici omul ălalt este competitorul tău, concurentul tău, este un aparent dușman. Rivalul, da. Exact. Pe când pe Camino toate lucrurile astea sunt inexistente. Și omul celălalt poate să fie cu 20 de ani mai tânăr ca tine sau cu încă 40 de ani mai bătrân ca tine, dar devine fratele tău sau sora ta. Și asta este un câștig extraordinar. Cum va fi anul 2013? Veți participa? Aveți de gând? Nu fac niciodată pronosticuri pentru că întotdeauna las să se întâmple lucrurile. Sau sentimentul se naște brusc. O să vă povestesc, după al treilea Camino, am zis gata, am făcut trei Camino, este suficient. Visul meu era după Spania să plec în Peru. Și mi-am printat o poză cu Machu Picchu, am pus-o pe perete deasupra calculatorului și în anul acela am început să visez din nou că sunt pe Camino și am știut, nu este adio, Peru. Adio, da? Peru, trebuie adio, Machu din nou, Picchu. Trebuie din nou să merg în Spania. Și așa a fost pentru că uneori noi vrem ceva, dar semnele în viața noastră ne spun, nu, încă nu ești acolo, trebuie să mai stai ai lecția puțin. Asta. Asta este marele câștig pe care l-am învățat în Spania. Am învățat să citesc semnele sau să ascult de semne sau să le văd. Că practic noi avem semne și aici și oriunde trăim. Doar că nu mai suntem atenți la ceea ce ne spune Dumnezeu sau Universul sau Forța Divină, putem să o numim cum vrem, dar Universul ne vorbește. Deci ne întâlnim cu îngeri păzitori, dar poate nu suntem atenți. Ne întâlnim cu îngeri păzitori, ne întâlnim cu semne care ar putea să fie, nu știu, o melodie, o carte, un om care ne spune, nici nu vorbește cu noi, dar în tramvai auzim ceva. Deci deseori semnele astea vin pe toate canalele. Și pe Camino îngerii păzitori sunt, îi vezi sau îi simți, tocmai pentru că ești așa de deschis și vulnerabil. Și pentru că ești deschis și vulnerabil, permiți îngerilor să vină în viața ta. Pe când aici noi credem că suntem puternici. Și pentru că suntem puternici, avem iluzia puterii noastre, nu permitem îngerilor să vină în viața Cum noastră. Cum am putea să fim mai deschiși noi în Timișoara? Păi, fără Camino. Evident, am înțeles. În primul rând, ar fi bine din când în când să stăm în natură. Dacă ieșim undeva la pădure sau ne plimbăm pe malul Timișului sau a Begăi sau mergem pe munte din când în când, e bine să înțelegem că deschiderea înseamnă deschidere. Înseamnă să ieșim din cuibușorul nostru în care deseori stăm pentru că ne este frică. Citirea semnelor înseamnă și să fim atenți. Să învățăm să fim atenți și să învățăm să privim cu adevărat. Nu este necesar să mergem pe Camino. Și nici nu vreau să spun că toți oamenii care merg pe Camino devin atenți sau sunt sinceri, fiindcă asta a fost pentru mine valabil. Nu, nu este pentru toată. Ați vorbit și de trișori, nu? Deci sunt și oameni care iau autobuzul. La un moment dat era o fată tânără din Germania care avea probleme cu genunchii și în Carion de los Condes, într-un refugiu, am stat împreună cu ea și în ziua următoare ea a ajuns cu 3 ore înainte în refugiul următor. Da? Ok, și ea a zis, am făcut 10 km, mi-a durut genunchiul, am luat autobuzul. Bine, la început îi judecam pe oamenii ăștia, acum am înțeles, n-am niciun drept să-i judec. Fiecare își duce viața așa cum poate și face alegerile pe care le poate și în funcție de alegerile astea va avea și efectele pe care le avea. Cum e mai bine? Cei care sunt interesați să meargă singur sau în grupuri mici, mai mari? Eu întotdeauna am zis ar fi mai bine singuri. Acum aș spune așa. Dacă vrem să pornim cu cineva împreună, grupuri de 3 e deja un grup mare pentru Camino, deci 2 oameni, dar să fie un om cu care ai stat de Revelion împreună, cu care ai stat de Paști împreună, cu care te-ai și certat și te-ai și împăcat, deci nu merge niște oameni pe care acum ne-am întâlnit, țac, pac, ne decidem să mergem împreună, da? Deci niște oameni cu care am petrecut niște timp împreună și deja îi cunoaștem și la bine și la rău. Pentru că pe Camino iese și cei buni din noi, dar iese și cei rău din noi. Și atunci, deseori am văzut oameni pe Camino care s-au certat, oameni care s-au despărțit și
dacă oamenii pleacă împreună cu cineva, să aibă din start imaginea că nu sunt legați. Adică că s-ar putea, la un moment dat, să simtă nevoia să meargă separat și să-și dea această libertate. Rog pe colegii mei să difuzeze al doilea galup cu poze și, evident, să o comentați. Ați amintit mai multe trasee. Deja a apărut. Imagine. Da. Aici vedem, de exemplu, deja refugiile astea care sunt fie mari, cu 180 de paturi, cum a fost cel din Roncesvalles, fie acest care este din țizuri menor și care este în interiorul unei biserici. Deci, deseori, bisericile s-au adaptat și când refugiul propriu-zis este plin, deci aici, lângă biserică, era un refugiu, sunt saltele în biserică și se doarme aici, în biserică, pe jos. Pentru pelerin, experiențele sunt de toate felurile. Deci, unii oameni, când văd saltele pe jos, spun, eu nu vreau să dorm aici, da? Deci, li se pare prea rustic. Aici vedem în Puente la Reina, este un pod din secolul XI, care a fost construit în onoarea unei regine și interesant, acest pod din secolul XI încă mai stă și îl vedem foarte, foarte bine. Este de învățat. Da. Aici vedem peisajul din Spania. Peisajul este fie arid, fie plin de verdeață și presărat de multe biserici. Această biserică este în Torres del Rio, este o biserică din secolul XI-XII și este octogonală. Mai sunt doar câteva biserici octogonale care stau în picioare și se consideră că au fost biserici construite de cavalerii templieri. Tot e plin cu legende, exact cum spuneam și mai devreme. Aici vedem într-un refugiu, deseori sunt bazine speciale pentru pelerini unde se pun picioarele, pentru că picioarele sunt cele mai solicitate și aici vedem, de exemplu, cum se formează grupurile. Lângă mine era o doamnă din Germania, în fața noastră cineva din Elveția și fetele alea din față erau din Spania, dar pur și simplu s-a făcut o grupă în ziua aia și a mers împreună. Toată ziua? Nu, o parte din zi. Da? Uneori merg 2-3 zile împreună în grup. Aici vedem biserica din Burgos. Biserica din Burgos este cea mai înaltă biserică de pe traseu. Are 84 de metri înălțimea turnurilor și înăuntru este ca o dantelă. Este incredibilă frumusețea acestor biserici și istoria lor, fiindcă foarte multe din bisericile astea au fost construite sute de ani. Deci, cumva, generații întregi de regi sau de demnitari au participat la această construcție. Și aici vedem meseta. Meseta este acel loc între Burgos și León care se aseamănă unui deșert și se spune că fiecare va plânge undeva în meseta. Și eu am plâns în meseta, fiindcă anduranța și testul răbdării este foarte mare și uneori mergi toată ziua și n-ai o umbră, n-ai un copac. Aici vedem, sunt cu căciulă și cu jachetă. Foarte mulți își imaginează că Spania este toată ziua 40 de grade. Da, ziua este 40 de grade, dar uneori dimineața, ca în deșert, sunt 4-5 grade. Și dacă mai bate și vântul, apoi... Deja suntem aproape de zero. Da. Deci aici, de exemplu, aveam două perechi de pantaloni pe mine. Tot ce aveam rucsac era pe mine pentru că era foarte frig. Și au fost ani în care era foarte cald, ani în care a fost foarte frig. Aici vedem când se, în Ocebreiro, când se ajunge sus, este a treia oară când se trec munții. Este o localitate extrem de frumoasă, cu case celte. Aceste case până în anii 60 erau folosite. Și aici trăiau țărani împreună cu toate animalele lor. Da? Și era un soi de casă cu totul împreună. Aici vedem cărările pelerinilor, cărările sunt diferite, oamenii tot întreabă și cum e drumul. Păi uneori este drum pavat, uneori este drum de pământ. Acum să ne imaginăm cum este drumul de pământ când plouă și se face o mocirlă, deci din astea am prins. Și aici vedem faimoasele păduri de eucalipt. Acești copaci cu frunzele alea așa ireal de verzi, care chiar așa arată, sunt copaci de eucalipt, care au un miros încântător și uneori către Santiago de Compostela se trece zile întregi prin aceste păduri și este parfumat și extraordinar de frumos. Aici se ajunge la Santiago de Compostela și aici vedem
este apostolul Iacob și interesant că în diferite biserici, în funcție de când a fost biserica, el este îmbrăcat la moda timpului. Da? Aici îl vedem cu baston de pelerin, cu pelerină și cu pălărie. Și aici vedem piața cea mare când se ajunge în Santiago de Compostela. Aici vedem cel mai vechi hotel din lume. Este un refugiu foarte, foarte vechi, se zice că ar fi mai mult de 1000 de ani și aici veneau regii și reginele. Să nu uităm că acest pelerinaj era făcut și de regi și de regine, a fost făcut și de Francis de Assisi și de Dante și de Chaucer. Da? Deci avem nume grele aici în Palmares. Și aici vedem biserica. Această catedrală de la Santiago de Compostela este a șasea din lume, ca mărime, și în Evul Mediu era un loc extraordinar. Adică după luni și luni sau chiar ani de zile de mers în pelerinaj, pelerinul ajungea aici și era ca o eliberare. În fiecare zi, la ora 12, aici are loc o slujbă pentru pelerini. Și ce este extraordinar de frumos este că uneori ajung și pelerini care sunt preoți. Și în ziua aia, deseori se întâmplă ca slujba să fie ținută în 6, 7, 8 limbi, în funcție de preoții care au ajuns în ziua respectivă. Și se văd preoții care sunt de acolo și care sunt preoți palizi și preoții care vin pelerini de pe drum, care sunt arși de soare. Aici vedem și o sfoară de 35 de metri și de această sfoară atârnă o cădelniță. În Evul Mediu, când ajungeau pelerinii acolo, nu miroseau prea bine și era o cădelniță foarte mare care parfuma locul. Da? Deci să ne imaginăm că nu erau dușuri, nu era apă caldă. Da. Aici vedem această catedrală. Ea este impresionantă și este mult mai mare decât pare. Mii și mii de oameni ajung aici. Catedrala în sine, pot să spun că aproape în fiecare an când am ajuns acolo am plâns și cam asta fac toți pelerinii când se ajunge acolo, nu pentru că ai obținut ceva, ci pentru că ești recunoscător că ai ajuns acolo. Cineva m-a întrebat odată dacă sunt mândră că am ajuns acolo. Zic, n-am nici o mândrețe, singurul sentiment pe care l-am este de recunoștință, pentru că îți dai seama că ai fost ajutat. N-am ajuns acolo pentru că eu am făcut ceva special, ci am ajuns pentru că Divinitatea a permis ca eu să ajung acolo și pentru asta foarte mulți pelerini plâng și îngenunchează și mulțumesc. Sentimentul principal este un sentiment de recunoștință față de Divinitate. Aici vedem drumul către Finistera. Mai sunt 95 de kilometri până la Finistera, care este punctul cel mai vestic al Spaniei. Cum ar fi epilogul pelerinajului? Da. Pot să spun că aceste 3 sau 4 zile până la Finistera sunt exact ca să înțelegi care au fost lecțiile, ca să te pregătești pentru a veni. Și aici se vede kilometru 0000. Și există un ritual că aici când se ajunge la Finistera se arde o parte din haine, se face o baie în Atlantic, Atlanticul este foarte, foarte rece, să nu uităm că vin curenții din nord, și se privește apusul de soare. Și legenda spune că a doua zi ești un om nou. Dacă ești un om nou sau nu, nu știu, dar pot să spun în mod sigur că acest pelerinaj te schimbă. Am întâlnit foarte mulți oameni care au făcut acest pelerinaj și toată lumea a spus că la un moment dat în acest pelerinaj ceva s-a întâmplat cu ei. La un moment dat, fiecare a întâlnit un eveniment sau o situație care părea incredibilă, părea miraculoasă. Și pot să spun că sunt și oameni care se duc și care își doresc să se întâmple ceva în acest pelerinaj. Sfatul meu este să nu plecăm așa. Să lăsăm să se întâmple ce trebuie să se întâmple. Fiindcă deseori noi avem o așteptare și cerem ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu ne dă ce este mai bun pentru noi, pentru că ne protejează și ne iubește, nu pentru că vrea să ne pedepsească.
Asta a fost ce am învățat eu pe Camino. V-ați întâlnit cu persoane sau ați auzit de persoane care nu au fost mulțumite de acest pelerinaj? Da? Sau s-au întors supărați da, în foc? Da, da. Care a fost motivația? Am întâlnit o doamnă care s-a dus cu o anumită așteptare. Ea dorea să se întâmple ceva în viața ei. Și ceea ce ea dorea să se întâmple nu s-a întâmplat. Și ea mi-a spus, uite, m-am dus și am făcut 800 de kilometri pe jos și nu m-am făcut bășici la picioare și mi s-au umflat genunchii. Da. Deci, nu se poate merge într-un pelerinaj ca într-o tranzacție comercială. Eu îți dau, adică mă duc în pelerinaj și eu vreau să primesc de la Dumnezeu chestia aia. Așa nu se poate. Dar unii oameni cred că se poate, dar în realitate nu se poate. Ce trăire ați avut pe parcursul acestui pelerinaj? Foarte diferite. Am avut trăiri, am și plâns foarte mult, am avut și stări de fericire aproape incredibile. Au fost și momente în care mi s-au întâmplat și mie lucruri pe care le-aș numi miraculoase și pe care nu am cum să le explic, dar pe care le-am trăit și mulți pelerini care au fost în acest pelerinaj au trăit astfel de situații, evenimente. În acest pelerinaj este exact ca în viață, dar totul este extrapolat, este ca și cum dus la extrem. De ce? Pentru că noi trăim acolo, nu avem altă treabă decât să fim, să existăm. Pe când suntem aici, avem 100 de alte treburi decât să fim și să existăm. Și mergând pe Camino de Santiago, îți dai seama cine ești tu ca om. Lucruri pe care, dacă cineva întreabă pe cineva, bun, dar ce simți tu? Omul spune, stai să mă gândesc. Da? Și de fapt imaginea este, dar ce simți tu dincolo de ceea imaginea ce gândești? Imaginea este compusă mental. Da, nu, da. Și pe Camino înveți să simți din nou. Și ceea ce a fost surpriza pentru mine a fost să simt vântul, să simt pământul, să simt cerul și norii și să simt oamenii din jurul meu, lucru pe care foarte rar le facem. Cei care sunt interesați, cum ar trebui să se pregătească fizic, psihic, financiar? Păi, financiar, asta ar în funcție de fiecare ca pretenții. Cam unde se situează bugetul? Bugetul se situează pentru un Camino începând din Pirinei, cam pe la 1000 și ceva de euro. Pentru mine a fost 1000 de euro, dar eu sunt foarte modestă. Deci, oamenii care vor din când în când să meargă la restaurant, poate că le-ar trebui 1500 de euro, dar am auzit și oameni care au făcut și sub 1000 de euro. Nu din România, oameni care au mers cu cortul, care au trăit tot așa undeva foarte modest. Deci, Camino este pentru fiecare în funcție de cum poți. Fizic, psihic, cum trebuie să steie omul? Acum fizic. Ce este important să înțelegem? Camino nu este un concurs. Deci, dacă într-o zi poți să faci 20 de kilometri, o să faci 20. Dar dacă ai forțat astăzi, mâine trebuie să stai mai relaxat. Foarte mulți oameni au clacat pentru că au forțat, pentru că și-au forțat limitele. Iar pregătirea psihică înseamnă înainte de toate să fim pregătiți că vom întâlni fricile noastre cele mai mari. Camino ne va arăta tot ceea ce noi nu vrem să vedem în viața noastră de zi cu zi și într-un fel sau altul vom trece de aceste probe. Uneori vom spune, nu sunt pregătit să întâlnesc, fac cale întoarsă, alte ori vom spune, da, sunt pregătit să stau față în față cu frica mea cea mai mare și după ce am trecut de ea o să zic, mă, asta a fost tot. Cam așa. Vă ocupați și de astrologie, dacă nu mă înșel, de ezoterie. Spuneți-ne, vă rog, Camino, tarotul, adică religia și ezotericul, nu se bat cap în cap? Dacă gândim, se bat cap în cap. Dacă simțim, o să vedem că nu se bat cap în cap. Acum, adevărata cunoaștere este cea care merge pe unitate și care înțelege că există și, nu există sau. Pentru că noi suntem oameni foarte mentali și gândim foarte mult cu creierul, noi spunem sau negru sau alb, nu se poate. Viața în adevărata ei valoare înseamnă toate lucrurile astea se întrepătrund.
Despre astrologie aș vrea să spun că astrologia nu este nici pe departe ceea ce oamenii cred că este. Nu înseamnă predicții și nu înseamnă să ne ocupăm despre chestii superficiale. Astrologia profesionistă înseamnă să facem o analiză a hărții cerului în momentul când cineva s-a născut și să vedem care sunt lecțiile acelui om. Nu ca pedeapsă, ci ce și-a asumat acel om să învețe în această viață. Cu cât aflăm noi mai bine și mai repede ce avem de învățat, cu atât nu mai opunem rezistență, pentru că deseori ce avem de învățat este un lucru dificil. Și fiecare om are altceva de învățat, de aceea e bine să nu dăm sfaturi la alții și spunem, uite, pentru mine e ușor, păi pentru mine e ușor, dar poate lecția... Invers, nu. Exact. Și atunci avem de învățat că, din punctul de vedere al astrologiei, fiecare om este unic, are lecții unice și de aceea eu nu spun la nimeni, trebuie să mergi pe Camino sau trebuie să devii vegetarian sau trebuie să faci ce fac eu. Nu! Ceea ce spun eu fiecărui om este să învățăm să fim mai sinceri cu noi și să facem fapte bune. Totul este scris din înainte sau avem libertatea de decizie? Este și și. Avem o libertate de decizie în limita legii. Sau în limita... Legea este identică cu Dumnezeu. La legea la nivel de spiritualitate. Iar când înțelegem că legea înseamnă să ne facem datoria și să nu ne facem dorința, atunci înțelegem că în limita legii eu sunt liberă. Și fiecare om este liber dacă își face datoria. Ce înseamnă datoria? Să fac ceea ce eu mi-am propus ca lecție să învăț. Să înțelegem că viața este o școală și că cea mai simplă variantă să ne eliberăm de lucruri nefericite sau rele este să-i ajutăm pe ceilalți. Doamna Ramona, trebuie să vă întrerup. Să încercăm să rămânem liber, dacă putem. Putem. Și să trăim cu sufletul deschis și cu, nu numai cu vederea, dar și mentalul să accepte partea cealaltă, partea opusă, ce poate nu acceptă în zi cu zi. Așa să fie și fiecare om să învețe să fie mai deschis și să înțelegem că viața este un joc, dar și o școală. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! La revedere! La revedere! Oh,